relativ apropiate. Iată cum încep cei doi antrenori această partidă condusă de Udrik Stoica și Bodar. Silviu Lupu Savei, Nemanja Maric, Miloš Pesić, Saša Topčov și Miloš Marković pentru Oradea, Veličković, Kinloch, Stefanović, Popa Kalot și Vujačić pentru Piteșteni. Posesie este a oaspeților care de 3 puncte de pe colț al lui Uroš Veličković, fostul jucător al Timișoarei, a reușit primul coș al acestui meci. Acum în ofensivă gazdele, intercepție și este fault la Veličković. Aruncare de 3 puncte. Ce început de meci au piteștenii. Extraordinar, după coșul lui Veličković a urmat acesta lui Ivan Stefanović. Pasa decisivă a venit de la Vujačić. Acesta este Miloš Pesić. Apropo de Timișoara, vă spuneam, Veličković, fostul jucător al Timișoarei, tot acolo și-a demonstrat valoarea pentru prima dată în România. Și Miloš Pesić, cel care declara înainte de acest joc că se simte foarte bine la Oradea și așteaptă să crească în evoluții de la partidă la partidă. Damien Limon Kinloch, două libere pentru jucătorul cu numărul 5 în echipa oaspete. Kinloch văzut de... Nu, a fost o liberă, coșul valabil. Kinloch văzut acest basketbalist ca pe unul dintre cei mai importanți ai formației de către Tudor Costescu. Tehnicianul piteștean care se află sub presiune, cel puțin conform declarațiilor lui George Ziguli. După 5 înfrângeri la rând, se clatină un pic și scaunul lui Tudor Costescu, considerat unul dintre cei mai buni antrenori români, reprezentant al noului val, cum este și Cristian Achim, mai mare decât Costescu, cu vreo 6 ani, cred. Iată-i pe Orădeni. Marici scoate pentru Topčov, se apără foarte bine oaspeții. A ratat Topčov de la interior și acum Veličković. Popa Kalot marcat de Silviu Lupu Savei. Vujačić, capac, mingea rămâne la Vujačić. Ce greșeală a făcut Miloš Marković. L-a căpăcit pe decarul advers, dar apoi a plecat pe contraatac în loc să se uite după minge. Același Vujačić la un pas de intercepție. Pătrund de Pesić, ratează Topčov cu recuperarea ofensivă. Și două puncte pentru Orădeni. Saša Topčov. Început foarte bun în ofensivă pentru argeșeni, care, iată, au 10 puncte marcate în mai puțin de 3 minute. I-au ajutat, evident, și cele două reușite din spatele liniei de 3 pe băieții lui Tudor Costescu, care atacă acum prin Veličković. Aruncă peste Pesić, recuperează Silviu Lupu Savei și acum Marić dă drumul la minge. Marković, nu se fluieră nici fault în atac, nici fault la apărător și pe contraatac. 1 contra 3. Popa Kalot înscrie peste Marić. Acesta din urmă încearcă o pasă cu pământul pe coborârea lui Topčov. Mingea ajunge la Pesić. Pesić, faultul lui Kalot, nu se fluieră, contraatac Kalot. Minge întoarsă în glezne.
la Stefanović, mingea ajunge cu noroc la Kindle. O fază încurcată. Mai întâi o intrare. Se reia jocul cu mingea la Orădeni. Marici repune început excelent al argeșenilor, care i-a cam amuțit și pe spectatori. Iată, 10 puncte avans. Suntem în minutul 4 al acestei partide. Marici, foarte agresiv apărarea piteștenilor. Marici cu Velișković în fața lui. Marici încearcă să pătrundă pe coborârea lui Topciov. Incredibil de unde ratează Sasha Topciov. Și acum 2 contra 1, Calotă nu îndrăznește să-i paseze cu pământul lui Kinlo, care comite acum pași. Dar a fost un 2 contra 1 judecat greșit de fundașul piteștean. Popa Calotă, fostul basketbalist al lui CSU Atlasic Sibiu. Savei, minge-ntoarsă la Marici, Topciov cu Kinlock, se dau lupte grele acolo, la interior, iată-l pe Topciov, din ce poziție marchează, după ce a ratat mai devreme, din faze mult mai complicate. Spectaculoasă încercarea de finalizare a lui Popa Calotă, ce încearcă prea mult, însă, de la interior, micuțul fundaș al Piteștiului. Și acum Velișković, reprimind de la Stefanović, aruncă Velișković, a fost faultul lui Marici. Nu știu dacă pe aruncare sau după aruncare, să vedem ce spun arbitrii. Sunt 3 libere, fault pe aruncare, Uroș Velișković. Are 3 aruncări la coș. Transformată, mai rămas 2. Ratează Velișković. Pesic, Topciov și Marković l-au urmărit. Pentru gazde, Velișković. Ratează și această aruncare. Pesic face recuperarea. Iată-i pe Orădeni, publicul s-a trezit și el. Pesic, Topciov se strecoară în spatele adversarului, îl vede Pesic și îi pasează spectaculos. Cel care l-a pierdut, practic, din vedere, a fost Stefanović. Ceva din precizia aruncărilor de la distanță. Lupu Savei nu profită de superioritatea numerică. Acum aruncă Lupu Savei, airball, dar Marković prinde și a pus capac singur în inel. Și acum Popa Calotă ajunge repede în atac, nevoit să se oprească, pentru că Stefanović și Kinlock nu veniseră. Da. Ce stop shoot frumos, ați văzut oprirea la îngenunchiat practic pe Pesic. Marici ratează, Kinlock face recuperarea. Popa Calotă din nou ajunge primul în atac, 1 contra 3. Abatere de pași cu era arbitrii. Frumoasă pătrunderea și curajoasă a lui Popa Calotă. Aș vrea reluarea fazei. S-ar putea să fi fost însă pași. Prea s-a descurcat între trei adversari cu ușurință. Marici. Topciov a coborât peste Marici. A ieșit până la urmă. 2 puncte Topciov. Marici i-a lăsat, practic, mingea pivotului pentru o aruncare din apropiere cu panoul. Și acum Ivan Stefanović. Venit pentru prima dată în România la Rapid.
fault comis pe pătrunderea lui Darko Vujačić. Primul fault al lui Pesic în această partidă. Intrat în ultimele 3 minute ale sfertului 1. Două libere Darko Vujačić. Prima transformată. Peștenilor, iată-l pe Vujačić, atent și el o liberă, după ce mai devreme Veličković a ratat 2 din 3. Și acum Marić. A trecut în zonă, Piteștenii aruncă Pesic de 2 puncte, ratează Kinloch, face recuperarea, contraatac, 4 contra 2, Veličković scoate la Vujačić, îl ridică, oh, de ce n-a aruncat Vujačić? O face Stefanović, bate un cui în panou. Stefanović acum pasă lungă pentru Pesic. Greșeala i-a aparținut însă lui Vujačić, care a fost liber la 3 puncte după ce l-a ridicat practic din fentă pe Marković. S-a complicat Vujačić în locul unei aruncări de 3. Iată-l acum pe Veličković complicându-se și el. Marković însă nu se înțelege cu Lupu Savei, îi pasează undeva unde acesta nu aștepta mingea și este repunere din lateral pentru Piteșteni, moment în care Cristia Chim face schimbare, iese Marković în locul său, cred că intră Pașca. Tudor Costescu a intenționat de unul dintre cei trei arbitri ai acestei întâlniri. Popa calută. Este avertizat și cealaltă bancă. Probleme, probabil, cu protestele. Șerban Sere, cel care a câștigat titlul cu Piteștenii ca jucător, a fost singurul titlu de campion al României cucerit de Pitești atunci când a jucat Șerban Sere acolo, o echipă extraordinară a cărei lider era Ovidiu Scobai. Spre secunde din timpul regulamentar de atac. Ivan Stefanović pentru Popa Calotă. Kinloch îi face blocaj. Calotă cu Lupu Savei față în față. Top shoot complicat al lui Calotă. Nu poate arunca peste adversar. Încercat să-l evite în aer. Repune Popa Calotă de la fundul terenului. Stefanović pregătit să-i facă un blocaj lui Veličković pentru o aruncare acestuia. Nu primește Kinloch la interior, este faultul lui Topciov, care îl ceartă pe Pașca. Nu s-au înțeles cei doi cine pe cine ține după blocaj. Foarte supărat Topciov, care iese pentru că a acumulat două greșeli personale. În locul său Lazar trimis la încălzire. Ați văzut și Gedeminas Navicas. Continuă să rateze faule Piteștenii. Bandă rulantă Kinloch. Ambele libere ratate de Kinloch. Rămân însă 6 puncte avantaj pentru argeșeni. Publicul simte că este meci mai greu decât se aștepta și încearcă să-și încurajeze echipa. Lasă, ratează, luptă la recuperare, câștigă Piteștenii încă o dată contraatac. Repliere rapidă însă a gazdelor. Veličković n-avea cum să fie
finalizeze acolo. Mingea ajunge la Kinloch. Excelentă recuperare ofensivă a lui Stefanović, care a întins o mână dintre trei adversari și a trimis mingea la Kinloch, care finalizează cu o pătrundere în forță. Am intrat în ultimul minut, aruncă de 3 puncte Lupusavei, ratează. Kinloch face recuperarea, domină jocul interior, pivotul american al Piteștiului. Și acum Veličković, câteva scântei ies din duelul său cu Lupusavei. Popa calotă. Veličković încearcă să pătrundă, pasă spre Stefanović în exterior. O secundă a mai rămas din timpul regulamentar de atac. Să vedem ce schemă fac băieții lui Costescu. Iese Kinloch pentru a fi ferit de o greșeală personală probabil. În locul său Șenai. Iată-l pe Șenai primind, aruncă cu stânga. Șenai cu panoul, era culme să intre acest această aruncare rapidă de pe picioare, fără niciun fel de elan. Ultimul pozițional al sfertului 1 aparține gazdelor. Marici, capac, fault însă. A fost capac, capac pe brațul de aruncare, fault cu corpul. Fer arbitrii la pătrunderea lui Marici. Emanie Marici, două libere, schimbare și la Redem. Iese Pesic, în locul său Markovic. Înscrie capitanul gazdelor, prima aruncare mai reduce un pic din diferență, plus 7 puncte Piteștiul aici la Oradea, în etapa noua campionatului național. Și a doua liberă transformată de Marici. 5 secunde, Veličković joacă repede, minge scoasă pentru aruncarea de 3 a lui Calotă. Ce fază a făcut Veličković. Basket în adevărate spectacole. Conving publicul că merită să petreacă 2 ore. Și de jucători pe teren și de majorete în pauză. Când se va ajunge să se poată și mânca în jurul sării, să se poată urmări meciuri vechi. Și aceste 2 ore să se transforme poate într-o ieșire de seară cu familia. O să avem... înseamnă că am ajuns și noi la nivelul Italiei, Germaniei, Spaniei. Mai avem însă până acolo, se fac pași, timid, dar se fac. Oradea este una dintre echipele care construiește frumos, un proiect care își arată roadele. Spuneam, una dintre echipele puternice ale campionatului României, FSM Oradea, în timp ce Piteștiul încearcă să repete performanța de anul trecut, calificarea în primele 8 rămâne obiectivul principal al echipei lui Costescu. Echipa care este acum în ofensivă. Aruncare de 3 puncte, excelentă! Coș de 3, Darko Vujačić. Coș greu, Piteștiul s-a desprins la 9 puncte, acelea pe care nu le-a putut obține diferență în cauza ratării lui Calotă pe finalul primului sfert. Este faultul lui Șenai Islam, jucătorul de 35 de ani, care a început basketul în Turcia, component al naționalei României la un moment dat. De altfel și Popa Calotă a jucat pentru echipa națională.
multe meciuri și probabil că își dorește să se mai întâmple asta. Să fluieră 8 secunde, n-a trecut centru în 8 secunde Popa Calotă, n-am numărat. Protestez piteștenii. N-am văzut nici tabela deasupra inelului cu 24 de secunde. Acolo s-ar fi văzut clar dacă s-a ajuns la 16, ar fi treabă dreptate, dacă nu. Pesic marchează 2 puncte. Și acum piteștenii prin Veličković. Piteștenii își doresc să mai aducă străini la echipă. Unul dintre cei cu care au vorbit și cu care se pare că s-au înțeles este Slobodan Popović, jucător dat afară de la Otopeni. Dat afară de la Otopeni înainte de această etapă. Cei de la CS Otopeni au reușit o performanță importantă după ce au pus pe liber 3 jucători străini din 4. Au câștigat meciul cu Giurgiu. Dar nu scot singurul străin rămas în echipă. A marcat 17 puncte. Ceilalți români l-au ajutat cu încă 30 și CS Otopeni s-a impus 57 la 48. Iată aruncarea de 3 puncte a lui Navicas anulată pentru fault comis înainte. Tudor Costescu în continuare foarte preocupat de arbitraj. Asta e o modă la Pitești, nu la Tudor în mod normal, în mod obișnuit, dar la Pitești da. Trăiesc cei de pe din club la intensitate maximă meciurile. Poate că altfel nici n-ar mai fi existat în Pitești o echipă de basket de acest nivel dacă nu ar fi pus suflet cei din jurul echipei. Și este bine pentru basketul românesc că există oameni care fac eforturi pentru ca echipe de basket de mare performanță să existe în orașele lor. Chennai finalizează încă o dată cu stânga lui de bază și piteștenii au 10 puncte avantaj. Marković, este faultul lui Lazar, da, așa e, fault, blocaj în mișcare comis de Lazar. Argeșenii repun. Popa Calotă. Veličković se trage mult în dreapta, îi convine mai mult postura de fundaș ofensiv lui Veličković. Iată-l primind, aruncă de 3 puncte și marchează, exact ce spuneam. Este un jucător care caută coșul des, Veličković. Și postura de shooting guard este cea care îi se potrivește cel mai bine. Maric ia o minge pe cont propriu, se duce de unul singur și finalizează spectaculos, dar gazdele au nevoie de altceva, nu de astfel de... Sigur, sunt bune și astea, dar nu poți să ții meci întreg cu astfel de reușite. E, asta este o schemă lucrată, așa se marchează puncte multe, nu pe... de clară. De o echipă cu care te bați practic pentru calificarea între primele 8. Iată-l pe Navicas, stop shoot. În continuare se apelează mult la acțiuni individuale în atacul Orădean.
Maric, presiune bună pusă de Veličković pe el. Maric, Maric întoarce pentru Lazar. Foarte frumoasă coborârea pe centru a lui Lazar. Atează piteștenii tot. Lazar la recuperare. Navikas acum 5 contra 4. Maric pătrunde. Maric și a fost fault. Nu ratează nicio oportunitate Marici de a pătrunde în niciun moment. Când are ocazia, nu ezită. Mania Marici repune din lateral acum. Ne apropiem de jumătatea sfertului 2 și lucrurile nu se schimbă pe tabelă. Piteștenii conduc 33-22. Navikas. Copacarot a depășit ușor de Navikas, care face stop shoot în colțul liniei de foul și finalizează. Mână foarte bună are acest lituanian. Calotă. Trece rapid mingea. Stefanović pentru Șenai, foarte sus, nu poate arunca de acolo. Calotă se duce spre coș pe pătrundere, a fost fault și se fluieră asta. Corey Richard Hallett repune. Foarte folosit basketbalistul cu numărul 13 de la Piteșteni, probabil va fi unul dintre străinii schimbați în pauza de iarnă. Cu siguranță va veni Popovici, anunțau însă oficialii Piteșteni că vor mai face cel puțin încă o modificare. Vor mai aduce măcar încă un străin în afară lui Popovici, dacă nu doi. S-ar putea însă ca o serie de rezultate pozitive să le schimbe acelor din conducere impresia despre actualii jucători. Să vedem ce se va întâmpla, însă mai sunt câteva etape de disputat până în iarnă, până în pauză. Deocamdată însă piteștenii trec printr-un moment foarte greu. Au 5 bătăi luate la rând. Ar însemna o gură uriașă de oxigen, un succes aici la Oradea. Mai este însă mult până acolo, chiar dacă au 10 puncte avantaj. Ne aflăm abia în prima repriză. Aruncă Stefanović de 3 puncte, ratează Navikas! Excelent! A ajuns mai repede la minge decât Darko Vujačić. A riscat Vujačić să iasă la intercepție în loc. A fost la multe cursuri în străinătate Tudor Băstescu. Un lucru care se vede și în, și în engleza pe care o vorbește. Una fluentă, o condiție obligatorie pentru a avea succes în România. În zilele noastre nu poți să vorbești română când cei mai importanți 4 sau 5 jucători vorbesc engleză sau sârbă, mă rog. Dar înțeleg engleză. Orice jucător profesionist în acest moment, sau aproape orice jucător profesionist care se respectă, vorbește engleză. Abatere de pașa lui Kinloch. Iată-l pe Navikas în ofensivă. 3 minute și 20 de secunde până la pauză. Maric primește cu Stefanović în față. Maric de la mare distanță. Este coșul de 3 al lui Nemanja Maric, probabil stimulat de anunțul crainicului Săli, care tocmai a spus că piteștenii au 5 din 9 de 3 puncte.
S-a gândit Marius că nu e bine, trebuie să înscrie și el pentru Oradea. Pătrundere caracteristică a lui Popa Calotă, o finalizare originală. 90 puncte, Navicas, forțează Navicas. Ce-i place să joace 1 contra 5 și ce iese? Scrie Navicas, încă 2 puncte. Vedem cum atacă zona piteștenii. Stefanović, Kinloc, cu umării, cu cârca, cum se spune. Un cheat acest coș pentru Kinloc. Lazar, Pesic încearcă să se demarce. Hellet stă foarte aproape de el. Navicas este on fire în aceste momente. Marchează încă o dată. Popa Calotă încearcă și el un coast to coast, 1 contra 3, nu venise nimeni în atac din echipa piteșteană. Calotă s-a dus singur și acum iată ce se întâmplă când riști. Nu e întotdeauna ca la emisiune TV, riști câștigi, mai riști și pierzi câteodată. Ce s-a întâmplat mai devreme. O aruncare liberă suplimentară pentru Radu Rareș-Pașca. Ratează aruncarea liberă. Kinloc face recuperarea. Kinloc foarte bun cu panou. Acum o primim cu Lazar. Este fault, văd arbitri. Lazar a făcut, după părerea mea, ce i-a cerut antrenorul său. A stat cu mâinile sus. Mai multe decizii nu pot să dai fault la asta. Chiar dacă n-a stat perfect vertical, Lazar nu e în spiritul jocului să dau foul la așa ceva. Cred că o să doară foarte mult capul pe Costescu din cauza liberilor ratate de elevii săi. Mare lucru dacă nu-i pune să arunce câteva sute de faule săptămâna viitoare, se poate să ai un procentaj atât de modest. Pașca încearcă de 3 puncte, ratează. Pașca încă o dată recuperează. Kinloc este excelent la acest capitol. Stefanović pentru Veličković. Am intrat în ultimul minut al reprizei întâi. Veličković, Navicas lângă el, bloc ieșire cu Kinloc, primește Kinloc într-o cișare, dar nu se eliberează niciunul. Aruncă acum de 3 și marchează Corey Hellet. Foarte șters Hellet în meci până acum, dar iată-l apărând surprinzător cu acest coș de 3 puncte. Pașca primește, dar nu se aștepta. Acum Marici. Hellet în fața sa. Marici pătrunde ușor, prea ușor. Mâna stângă, știi că pe acolo pleacă și te depășește, deși ești la un metru de el, nu e ok.
vedem ce au gândit antrenorii pe acest final, da, n-a fost un meci lipsit de antren. Problema a fost că au jucat cam bine, cam bine oaspeții. Să vedem cum se vor desfășura lucrurile însă în repriza a doua. Cei care au posesie sunt, iată, piteștenii. Opa calotă, primește Kinloch. Ciov lângă el, ratează Kinloch și este faultul lui Stefanović. De la recuperare Stefanović, Pesic, nouarul orădenilor, îi luase fața lui Stefanović care a faultat. Pașca pentru Pesic, se întoarce frumos, iată, l-a perpelit pe o parte și pe cealaltă, Pesic pe Stefanović, l-a întors pe toate fețele și i-a marcat două puncte. Pesic, un basketbalist care poate evolua la fel de bine, poate să fie la fel de eficient și în interior și afară. Dar este un jucător care are căderi de, în evoluție, are momente foarte bune și momente mai puțin reușite. N-a jucat însă rău astăzi până acum. Oh, da! Top shoot splendid care îl reușește Vujačić, Darko Vujačić. Foarte bun, această minge câștigată este a lui Popa Kalota, cel care a pus presiune pe pasator și Vujačić are rolul său, dar meritul principal este a lui Popa Kalota, cel care indică schema de joc, deși vine cu mingea în atac în dribbling Veličković. Acum Kalota, Veličković din nou, bloc ieșire cu Kinloch, Vujačić, da, un pas de intercepție. Acolo Orădenii prin Pașca și abatere de paș la Kinloch. El e cu forța, nu cu tehnica. Kinloch a făcut un meci extraordinar sub panou până acum, unde a dominat clar lupta la recuperare. Marić pentru Topciov, vine bine din spate, dar cu Vujačić pare însă că a comis greșeală personală. De spectatori sunt prezenți în sala sporturilor Antonio Alexe din Oradea. Nu-și încurajează însă foarte puternic favoriții. Aruncă Navicas, iată, relația, reacția publicului după acest coș al lui Navicas. 1-3. Se strânge scorul. Bun de repriză secundă pentru Orădeni. Top shoot acum, ratează această dată piteștenii. Ciov și este end one. Da, da, l-a prins cu brațul jos pe Kinloch. Sasha Topciov înscrie. A fost și ai faultat. Iată-l ce bine a făcut recuperarea. O păstrare liberă pentru Sasha Topciov, cel care marcase mai devreme și fusese și faultat pe aruncare. Topciov reușește și libera. Piteștenii în atac.
O echipă scurtă. A spus cu joc practic în 7. Acest lucru s-ar putea să se simtă pe final de meci. Calotă este faultat. Sasha Topciov, cel care a acumulat încă o greșeală personală. Pesic are ceva de reproșat brigăzii de arbitri. O calotă la libere, un moment important al jocului. Test. Spre 60% este procentajul peștenilor, chiar mai jos, sub 60. Până acum. Una da, una nu. De fapt, una nu, una da pentru Calotă, care rămâne sus la Navicas. Dar doar pentru a-l incomoda puțin, pentru a-l întârzia puțin. Marici, Navicas, Pașca. Marici este zonă în defensivă Piteștiul și iată ce spuneam despre Pesic, un jucător care până acum a punctat de la interior, iată-l marcând și de afară, de 3 puncte. Oradea a venit la un singur pas în spatele adversarei. Veličković, Kinloc, agață această minge, o scoate mult afară, trebuie să joace pe coș, Calotă o face, ratează însă. Și gazdele au șansa de a trece în avantaj după foarte, foarte multe minute. Iată și reacția Sălii. Scandează CSM, CSM. Aruncă Navica de 3 puncte. Răsturnare spectaculoasă de situație. Iată-i pe Orădeni preluând conducerea în prima jumătate a sfertului al treilea. Fault acum făcut la Kinloc. ...20-14 au câștigat piteștenii primul sfert, 27-24 pe cel de-al doilea. Acum, iată, se văd conduși, Kinloc marchează însă prima liberă. A fost 9 puncte la pauză. 9 puncte anulate rapid. Chiar au preluat conducerea la un moment dat Rădănii cu 2 puncte, așadar o diferență de 11 puncte făcută în 4 minute. Este 52 egal acum cu Pesic. Superbă pătrundere, ratează Pesic, cere fault. Arbitrilor nu cred că a fost. Tot Kinloc a făcut recuperarea defensivă. Kinloc va termina sigur în double-double această partidă. Aruncare de 3, ratat acum a lui Vujačić, iată-l pe Navicas pentru Marici. Așteaptă Pașca în stânga, Marici în sare cu mingea, scoate la Navicas, aruncă de 3 puncte, ratează Navicas, excepțional este Kinloc la recuperare. A luat mingea de deasupra unui adversar, a cules-o. Foarte preocupat de acest capitol, cincerul piteștean. A comit acum o batere de 3 secunde. L-a ținut cam mult acolo, este adevărat, dar cu Vujačić, care a încercat o pătrundere, nu i-a ieșit, a întârziat pasa. Și iată al patrulea atac la același scor, 52-52. Marici, publicul aplaudă ritmic. Vedem dacă orădenii vor reuși să finalizeze acest atac. O fac prin Miloș Pesic. Al doilea coș de 3 puncte consecutiv pentru Pesic. 3 puncte avantaj Oradea. Vujačić acum marcat de Pesic.
Vujačić are spațiu, poate pătrunde pe dreapta, vine Topčov la blocaj, a ratat Vujačić și Pașca pe contraatac finalizează. Ce bine a țâșnit Pașca pe contraatac. Înainte însă de acest contraatac a fost o decizie, de fapt n-a fost nicio decizie la pătrunderea lui Vujačić. S-ar putea să fi fost faul. Tudor Costescu protestează acum la masa de arbitraj. Nu știu care este motivul. Sunt convins că nu decizia arbitrilor, n-ar avea voie să facă asta fără să primească faul tehnic. Probabil a fost o problemă cu tabela. Ba, a primit faul tehnic, deci n-a fost o problemă cu tabela. Maric, două libere și posesie pentru Oradeni. Ce răsturnare de situație în acest sfert. Popacalo te interceptează o minge care nu era în joc. Și acum Navicas, Calotă aproape de el. Navicas a jucat foarte bine în acest sfert al treilea. Marici, Piteștenii parcă pun mai multă presiune pe adversari. Acum super pasă Pesic pentru Sacha Topčov, care finalizează. Ce sfert al treilea au Oradenii, extraordinar. Plus 8 puncte de la minus 9. Veličković, mai găsesc oaspeții drumul spre coș, aruncă de 3, Calot ratează singur el din colț. Navicas bagă turbo, oprit însă foarte bine de defensiva oaspeților, pătrundere. Kinloch l-a căpăcit pe Pesic, ratează și Topčov și acum Calot neobosit se duce până în cușul adversar. Acum de 3 puncte, îi intră aruncarea lui Veličković. Aveau nevoie ca de aer de acest coș piteștenii. Și iată că a venit de la Uroš Veličković, unul dintre cei mai experimentați și valoroși jucători ai lui Costescu. Primește Marici. Fault în atac, evident, nu e de acord Pesic, dar a fost clar fault în atac. S-a întors în adversar. Iese Pesic în locul său, Markovic îl protejează Akim pentru a nu-l pierde la acumularea 5 greșeli. Bogdan Podar îi oferă mingea lui Veličković. Și acum Calotă. Stefanović. Vujačić, Stefanović, primește Kinloch, Topčov lângă el. Kinloch vine la smuls, Navicas foarte bine și șansă de contraatac pentru Oradeni. Navicas se oprește, pozițional Oradea. Marici. Marici cu Kinloch în fața sa, este mismatch. Supanov primește Topčov și două puncte ale lui Sasha Topčov. Bine că nu l-a prezit peste mână Veličković, a ratat încercarea, ar fi fost cu și faul. Uroš în ofensivă, Kinloch. Demarcă bine Popa Calotă, este faultul lui Navicas care iarăși vine la smuls. Popa Calotă aruncă de la faul. Greu, chinuită, dar se pune, tot un punct valorează și această aruncare. Ambele libere transformate, este bine pregătit fizic Popa Calotă,
care stă pe teren aproape 40 de minute cu siguranță și în acest meci. Veličković a intrat la limită, a reușit să fură o minge și acum Vujačić cere Kinloc. A ieșit la timp din 3 secunde Kinloc, aruncă peste Topciov, a ratat Marković, recuperează în fața lui Stefanović. Și acum Maric cu pământul, Topciov! S-a retras greu Stefanović și Topciov a finalizat prin slam dunk această acțiune. Pasă decisivă Nemanja Maric. A treia pasă decisivă a lui Maric în acest meci. Paul pe încercarea de pătrundere acum lui Vujačić. Două libere acum pentru Darko Vujačić. A început și piteștenii să mai renunțe din când în când la schemele tactice în atac, în favoarea unor pătrunderi surprinzătoare. Nu știu dacă este semn de nerăbdare sau nu. Marchează Vujačić. 5 puncte avantaj pentru Oradea. Vă reamintesc că înainte de începutul sau la începutul reprizei a doua, piteștenii aveau 9 puncte în plus. Maric aruncă de la mare distanță, Maric ratează, Topciov împinge o minge pentru Pașca și încă un pozițional pentru Gazde. Stefanović se apără la Maric. Au schimbat oamenii la loc. Maric scapă această minge. Piteștenii au posesia, 30 de secunde. Veličković, Maric lângă el. Indică Veličković schema de joc. Mai sunt 20 de secunde până la finalul sfertului, dar 10 din timpul regulamentar de atac. Vujačić. Nu se fluieră nimic. Rămâne în picioare. Vujačić ratează. Navikas. Nu se fluieră fault la Calotă și 2 puncte, Sasha Topciov. Se încheie repriza sfertul al treilea, așa cum s-a și desfășurat, cu Oradea la comandă, la timonă, 66-59 pentru... Foarte preocupați de jocul de tranziție, de jocul rapid. Ce greșeală extraordinar. Început de sfert, Bogdan Podar a dat mingea piteștenilor să înceapă de supa nou. Caragheos de-a dreptul începe de la centru. Bine, exagerează un pic și Costescu. Exagerează un pic și Costescu protestând. În fine, a început sfertul al patrulea de unde trebuie, de la centru. Și acum Marković pătrunde, Lupu Savei revenit pe teren după pauză. Ca mare intercepția lui Veličković. S-ar putea să fi fost fault la Veličković. La intercepția făcută la Lupu Savei au început să se cam contrazică arbitrii. E lateral pentru Piteșteni. Mie mi s-a părut fault comis asupra lui Lupu Savei. Vujačić pătrunde, ratează. Aici se putea da fault invers. Da, nu o să mai comentez foarte mult arbitrajul. Zi proastă, după părerea mea, prinsă de Udrică, Stoica și Podar. Să sperăm că nu vor influența cei trei rezultatul final. Ar fi păcat. Orădenii au mingea.
prin Marković. Primește Navicas, meci bun făcut de Navicas, vă spuneam, mai ales în sfertul al treilea, câștigat clar de oră de pași. Da. Batere de pași văzută și de arbitri, va fi repunere pentru piteșteni. Popacalotă. Câte energie are Popacalotă, de altfel el, Stefanović, Veličković, Vujačić și Kinloc au dus greul și în acest meci ei evoluează peste 30 de minute practic. Vujačić agresiv la Marković, Navicas, Pașca pe excelent, iese din spatele lui Marković Veličković și face intercepția. Uroș se duce până în coș. Ce gaură! Topciov își recunoaște vina spre bancă. Puh, ce gaură! Cum să te duci atât de ușor până în coș pe mijlocul apărării adverse? Lupu Savei cu privirea spre coș de fiecare dată când este în spatele liniei de 3. Marković se duce și oferă superb. A uitat Kinloc să facă un pas în lateral. Iată-l. Dacă ar fi făcut pasul în lateral și ar fi închis, dar trebuie să fie în lateral și în față ca să nu-l prindă în suprafață de protecție atacantului. Era bine. Airball aproape al lui Vujačić. Și acum Navicas pentru Marković de 3. Ratează Vujačić. Prinde peste Topciov și șansă de contraatac. Fault. Acum ferat la Pașca. Care fault? N-am văzut care fault. La Pașca, sigur, nu poate la Marković. A s-a flerat la Pașca. Repunere de supa nou pentru piteșteni. Stefanović, Popacalotă. Reblocaj. Popacalotă, al doilea blocaj, făcut de Kinloc. Vujačić. Vujačić cu Pașca în față. Paula Pașca. Sunt de ezitant, mi se pare, Vujačić. Oarecum în lipsă de idei. A bătut mingea mult, încercând să-și găsească un culoar de pătrundere. Primește acum Uroș Veličković. Stefanović așteaptă în stânga 8 secunde, 6, scoate pentru Popacalotă care nu aruncă pătrunde. Și două puncte reușite de Popacalotă, spectaculos. Mai mult s-a echilibrat prin contactul cu pivotul advers, Calotă. Frumoasă finalizare. Ciov, excelent pe coborâre, pasă decisivă, ea aparținut lui Nemanja Maric, a patra pasă decisivă a fundașului Oradean astăzi. Și echipa sa are 5 puncte avantaj în continuare. Veličković, faultul lui Topciov se miră degeaba, însă Oradeanul a fost faul clar. Sunt de acord că și arbitrii au prins o zi proastă, dar parcă și jucătorii sunt mai atenți la ceea ce fluieră brigada decât la ceea ce au ei de făcut, și anume să joace. Veličković marchează prima liberă. Transformată și cea de-a doua, prima dată când marchează ambele aruncări Uroș în meciul de astăzi. Piteștenii cu un procentaj la libere foarte slab până acum, sub 60%. Marković întoarce la Lupu Savei de 3 puncte, ratează și încă o dată Kinloc zboară spre inel și recuperează. Faul comis
de Pașca. Este al treilea foul pe care îl acumulează Pașca. Și iată-i pe Piteșteni, având două libere deja. Oradea în penalizare după mai puțin de 4 minute din sfertul 4. Kinlock n-a fost rău la libere până acum, doar două aruncări ratate de el. Marici. Pentru Lazar, faul la Veličković, cred. Nu, abatere. Ce a fost? Abatere de pași? N-am văzut, sincer, n-am văzut pașii. Da, se poate să fi fost. Teștenii în atac au venit la un singur coș în spatele orădenilor. Pot egala acum. Kinlock, schimbare de direcție, fără dribling în fața lui Lazar. Aici au fost pași, probabil că au fost și dincolo unde. Miloș Pestic revine pe parchet, orădenii au nevoie de unul dintre jucătorii lor de bază, protejat pentru acumularea mai multor greșeli personale de către antrenorul său. Marković ratează, continuă să arunce de afară orădenii în acest sfert 4, dar nu le mai intră ca în cel precedent. Diferență mare între procentajele aruncărilor de 3 pe care le au piteștenii și cel al gazdelor. Iată, ratează acum Stefanović și Kinlock face o recuperare senzațională. Încă o dată Kinlock dovedește că este un atu important în jocul echipei sale. Orădenii continuă și ei de la distanță, parcă se joacă la Indigo după ce au pierdut mingea din cauza pașilor. Cele două echipe, una după alta, acțiune una după alta, acum marchează fiecare pe recuperare ofensivă a jucătorului de pe poziția 5. Kinlock joacă 1-1 cu Lazar. Uite că nu e neapărat suficient să ții brațele sus în fața lui Kinlock, care marchează Pestic acum. Se merge cap la cap. Egalitatea la 72. Pesic, piruietă în adversar și este coșul lui Lazar. Coș și faul. Iată-l pe Pesic, ce pasă bună a băgat acolo la interior la Lazar, care a venit și el foarte bine. A apărut sub inel, s-a ridicat din prima și a marcat. Schimbarea la Lazar. Iese Kinlock în locul său, intră Shenai. Lazar are o aruncare liberă, n-a ratat niciun foul până acum, nu o face nici de această dată. Oradea are 3 puncte. Veličković poate aiurea această minge. Cred că este timeout. Da, este timeout pe care îl cere Costescu. 28-12. Orădenii în ofensiv acum. Următoarea fază va fi flex pentru Peșa. Peșa fiind Miloș Pesic. Iată-l pe Peșa. Pași. Nu aș putea să jur nici la această fază că așa a fost.
dar trebuie să dăm credit arbitrilor pe astfel de faze. Sunt trei și unul dintre ei la asta se uită. Pătrunde Veličković, scoate pentru aruncarea lui Kaloten, n-a tras Veličković de două puncte, coș greu. Coș greu pentru că nu era echilibrat Uroš Veličković. A marcat însă, le vedem aruncarea. Veličković este principalul realizator al oaspeților. În partea cealaltă, Sasha Topciov conduce în acest clasament, să-i spunem așa. Marici. Nu se fluieră faul la intrarea lui Șenai, se fluieră acum faul la Veličković. Cred că n-avea fluierul în gură Bogdan Podar. Înferată la Veličković, n-are însă probleme cu greșelile personale Uroš. Marici. Șenai încă o dată un pic cam agresiv. Primește Pesic, aruncă de 3, ratează. Excelent Marković cu recuperarea ofensivă. În aplauzele publicului, încă un pozițional pentru Orădeni. Marici face blocaj Pesic, primește Pesic, aruncă de 3 puncte. Kalota era departe, ratează Pesic încă o dată. Marković la un pas de recuperare. S-a luptat foarte bine Vujačić. Acum piteștenii au posesia prin Uroš Veličković. Marici în fața sa. Veličković scoate la Stefanović. Crossover, Veličković din nou. 7 secunde, trebuie să inițieze o acțiune pe coș. Veličković, top shoot de 2 puncte. Și piteștenii trec în avantaj. Uroš Veličković, ce frumos s-a retras în fața lui Pesic și a marcat. Navikas acum pentru Orăden pe coborârea lui Lazar. Fault al lui Vujačić, clar. Laszlo Lazar, două libere. Reintră Kinloch, are nevoie de recuperările sale Tudor Costescu. Șenai ia din nou loc pe bancă. Suflă ușurat Lazar după această primă liberă transformată. Încă un meci pe muche de cuțit, dragi prieteni, după ce în această etapă am transmis partida de la Cluj, în care Energia Rovinari s-a impus în fața campioanei în titlă după două reprize de prelungiri. Iar în partida de la Timișoara, dintre Basket Club din localitate și Gazmetan Mediaș, s-a marcat în ultima secundă. Au fost de fapt două coșuri, unul de 3 și unul de 2, marcate în ultimele 3 secunde ale meciului. Mai întâi au egalat medieșenii pentru ca Timișoara să se impună în urma unui vole de excepție reușit de Dominic Arci în urma unei repuneri inspirate din lateral lui Branko Cuici. Sunt la linia de libere iarăși Orădenii. Navikas iese. Cât de mult contează aceste faule. Ambele echipe au procentaje modeste însă astăzi. Navikas înscrie una din două. Mă dați seama, sunt două puncte, mai este de joc un minut și jumătate. Două acțiuni din cele multe care s-au desfășurat până acum. Două acțiuni dacă se încheiau cu un alt rezultat, meciul putea fi gata pentru una dintre echipe. Primește Veličković. Marici lângă el. Veličković, blocaj excelent făcut de Kinloch. Veličković marchează de 3 puncte și răstoarnă rezultatul de pe tabelă. Încă o schimbare acolo. Piteștul plus 1 se schimbă și
abordarea orădenilor. Nu e fault la apărător, a fost o fază, iată, închis la timp, la limită, foarte, foarte la limită, trebuie să o recunoaștem. Mă mir că s-a dat împotriva gazdelor în România astfel de fault. Marici, cel care a încercat să pătrundă, iată, revedem. Nu, venise la timp, venise la timp și a acceptat contactul cu fața, să nu fiu înțeles greșit. S-a flutat fault, s-a flutat paș, pardon, la Marici. Și piteștenii au acum prima șansă, putem spune, cu un minut înainte de final, au și posesia și un punct avantaj. Velișković, Kinloc din nou, Velișković. Kinloc, foarte bine primind, Topciov este lângă el, nu se grăbesc piteștenii, 5 secunde, trebuie însă să atace coșul, înce scoasă pentru aruncarea de 3 a lui Stefanović, scurtă Kinloc, extraordinar, la un pas de intercepție, Pesic, contraatac, 2 contra 2, Marici ratează și Kinloc face recuperarea defensivă, Nemanja Marici ratează o oportunitate mare. Un contraatac 2 contra 2, putem spune că nu a fost un clar 2 contra 1. Și acum tot Marici omite greșeală personală la Velișković. 4 de faule piteștenii, mai multe decât echipa gazdă. Velișković, piteștenii nici permit să faulteze prea mult, pentru că joacă practic în 5 oameni. Greu îl duc 5 jucători. Sigur, mai apare și Hallett, mai apare pe teren și Șenai, dar greu este dus de Velișković, Stefanović, Kalotă, Vujačić și Kinloc. Una din două, Velișković, și orădenii pot egala sau, în cazul unei aruncări de 3 puncte, pot prelua chiar conducerea. Pesic se întorsese bine și a încercat să paseze. N-a avut încredere în aruncarea sa, era și destul de dificil să arunce, dar s-a închis singur acolo Miloš Pesic. A urmat faultul comis de Nemanja Marici și vor fi două libere pentru Popa Kalotă, 5 secunde în cazul în care Kalotă marchează ambele aruncări, meciul este gata. Ratează prima liberă, e foarte important asta, pentru că le asigură măcar piteștenilor prelungirile cu 5 secunde înainte de final. Cu stop pe buză intră faultul lui Kalotă și acum Marici fault al lui Velișković, care nu se dă și se termină meciul. Velișković faultase, nu s-a dat însă nimic, s-a lăsat...